Majoritatea dintre noi așteaptă cu nerăbdare ca spiritul sărbătorilor să ne învăluie, iar cum în această perioadă orașele sunt decorate cu luminițe și globuri colorate, atmosfera devine una mai animată. Dar anul acesta am fost surprinși mai mult. Buzoienii care se plimbă în Parcul Tineretului pot observa cu ușurință mai multe decorațiuni aparte. Mai exact, vorbim despre brăduți montați cu vârfurile în jos. Doamnelor, domnilor, iată cum arată decorațiunile de sărbători cu care autoritățile locale au ales să ne surprindă în acest an. La lăsarea întunericului, brăduții din Parcul Tineretului, amplasați din stâlp în stâlp, se evidențiază printr-o poziție nefirească. Culmea, după cum se poate observa și în timpul zilei, ei au fost amplasați cu vârful în jos. Ornamentele de sărbătoare montate pe bulevardele Unirii, Nicolae Bălcescu și Spiru Haret și cele din centrul municipiului au fost aprinse pe 6 decembrie. Pentru iluminatul festiv din această perioadă, municipalitatea a cheltuit peste 15.000 de euro.